Octavian Goga, președintele Asociației de Fotbal Brașov, a fost reales în funcția de vicepreședinte al Federației Române de Fotbal și va face parte din noua echipă de conducere a Forlii de la București, echipă care va fi completată pe 5 martie. Alegerea primului vicepreședinte al Federației a avut loc într-o ședință excepțională a reprezentanților asociațiilor județene din toată țara. În cursă s-au înscris doi candidați, Goga de la Brașov, oraș care a și găzduit alegerile, și Cornel Sorescu, șeful Asociației Județene de Fotbal Argeș. Goga a câștigat clar cu 29 de voturi din cele 42. Sorescu s-a arătat dezamăgit de rezultat. Unii dintre colegi au venit să-și ceară scuze și să-mi spună că au fost obligați să voteze împotriva mea. Tot ce s-a petrecut la alegerile de sâmbătă reflectă în tocmai starea fotbalului românesc. Una se spune în față, iar alta se face în culise. Aceste lucruri se petrec și în viața de zi cu zi, pentru că asta este societatea în care trăim. A răbufnit șeful AJF Argeș, care a fost trimis în noiembrie în Dâmbovița să supervizeze competiția dintre Emil Tudor și Ioan Negoescu.